Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru ziua de 1 februarie. Să vedem cum începe luna februarie pentru fiecare zodie. Să vedem ce spune Dalí despre ziua de 1 februarie. Dalí fiind un mare pictor, spiritul său, mai bine spus, pentru că acest tarot este inspirat din opera lui Dalí, Salvador Dalí, unul dintre cei mai mari pictori ai lumii. Și să vedem ce spune ziua de miercuri. Ziua de miercuri văd că e sub influența unei energii feminine, energia mamei, a soției, a prietenii, a femei în general, a unei doamne. Ori aveți de-a face cu o doamnă care va juca un rol important pentru voi, ori voi ca doamne veți dori să începeți luna așa, în adevăratul sens al cuvântului, să fiți mai iubite, mai respectate, să vă puneți mai mult în valoare, să aveți o inițiativă. Vă doriți să începeți ceva nou, poate, doriți să vă recâștigați poziția în societate, să vă refaceți viața, să străluciți, puteți avea o zi de succes. Haideți să vedem în funcție de zodie cum va fi ziua de miercuri, 1 februarie. Cum începe luna februarie, luna îndrăgostiților, considerată luna îndrăgostiților, pentru că are practic două sărbători ale îndrăgostiților. Valentine's Day, care este o zi internațională a dragostei, considerată de foarte multe în foarte multe culturi, în foarte multe țări se sărbătorește. Ziua îndrăgostiților nu are naționalitate și mai este și sărbătoarea populară românească, Dragobetele, care sărbătorește ziua dragostei. Haideți să vedem cum va fi prima zi a lunii în funcție de zodie. Wow! Poate fi o zi de să înceapă cu dragoste, să înceapă cu bucurie, să înceapă cu așteptarea unei întâlniri, unei revederi, unei noi cunoștințe, a unei revelații. Să știți că este o zi în care poate apărea un miracol. Miracolul iubirii, al întâlnirii, al revelației, al unui nou început. Deci chiar a ieșit un nou început, cifra 1. Să zicem așa, asul de număroși, cupele, asul de cupă al tarotului, care vorbește de iubire, de împăcare, de o revelație, de o pace sufletească, de un talent, un har, un dar, o conexiune cu divinitatea. Deci este o zi poate magică, mistică, cumva, o zi în care joacă un rol important prietenia, iubirea necondiționată, copiii, tinerii, lucrurile frumoase, să zic așa, tot, emoțiile curate, sufletul curat, poate fi o zi foarte frumoasă, de noi începuturi, noi speranțe, de noi șanse, șanse de viață, șanse de iubire, șanse de prietenie, șanse de orice, de creativitate, sunteți mai creativi, poate, e o zi în care aveți multă inspirație, intuiție. Sunteți mai artiști, este o zi a artiștilor, aș putea să spun, pentru că e vorba de emoții, de talent. Haideți să vedem, pentru zodia Berbec, wow, deci chiar o zi foarte frumoasă, dar e așa cu năbădăi, aș putea să spun. Ori apar lucruri neașteptate, că apare vreo dragoste așa la prima vedere, vreo conexiune specială, niște vise care se împlinesc, ori poate fi o zi în care să aveți și vise care se împlinesc, joacă un rol important poate și o doamnă, mama, soția, o prietenă, o bunică, o doamnă din societate, dar pot apărea și lucruri neprevăzute, pot apărea și poate să aflați ceva și de boala cuiva, să vă strice planurile o doamnă sau să aflați că are vreun incident, care vreo neplăcere, poate apărea și o discuție, o ceartă, boala cuiva, să aflați și o neplăcere care vine din partea unei doamne, oricare iau vreo neplăcere, poate că aveți de clarificat ceva pe sănătate sau de sănătatea cuiva, poate fi
ceva neprevăzut. Poate fi și vremea care să aibă o problemă, să aducă o problemă, sau în drumurile voastre să aflați de cineva care trece printr-o neplăcere, printr-o problemă, printr-o suferință din cauza poate un examen care nu-l ia, sau un vis care nu-i se împlinește, sau face o criză de nervi, poate e vorba și de o criză de nervi aici, de un blocaj, sau în drumurile voastre să aveți vreo întârziere și din cauza vreunei doamne. În dragoste puteți avea o întâlnire cu o doamnă, dar care poate să fie și cu o discuție în contradictoriu. Pentru zodia Taur, zodia Taur are o zi în care poate avea și eu o zi pusușul și coborâșul, ar putea să spun, ține și de comunicare, de ambițiile voastre, puteți avea și o dezamăgire, trebuie să luați o hotărâre. Poate veni și o suferință, sau pentru o suferință trebuie să găsiți o soluție, poate legată de bani, de câștiguri, poate pentru niște drumuri, pentru niște vești, poate fi și de niște examene aici, că unele le puteți lua, altele nu. Pentru zodia Gemeni pot avea loc niște întâlniri neașteptate, poate vești neașteptate, un contract, un parteneriat, o împăcare, o persoană într-un semn de pământ joacă un rol important pentru voi, puteți avea vești plăcute, noutăți plăcute, lucruri neașteptate care pot veni și din partea unei persoane din semn de pământ, un contract, o întâlnire, o dragoste, niște noutăți. Pentru zodia Rac, aveți vești, aglomerație, poate noutăți, întâlniri importante și poate și puțin stres, oboseală, poate și din cauza unor discuții, unor bârfe, dar aveți și reușite, proiecte care pot să ajungă cu bine la bun sfârșit și prin niște întâlniri, poate faceți cunoștințe, posibil să fiți și într-o aglomerație. Pentru zodia Leu, ascendent Leu, voi aveți o zi plină, să zic așa, și cu frici și cu temeri care le învingeți, cu niște discuții, dar pe care le puteți depăși poate și datorită ambiției voastre de a vă învinge temerile. Veți descoperi o soluție, dar veți avea și dușmanii. Vă poate dezamăgi ceva aici, voi aveți poate și o suferință aici, o depresie, ceva, dar o puteți depăși. Poate veni și din cauza unor discuții sau unor nu știu, poate mâncați ceva care nu vă priește sau aveți o stare de spirit așa fluctuantă. Pentru zodia Scorpion Fecioară, noutăți, vești care vin și de la un tânăr din semn de foc, poate chiar din semn berbecului, vă vine vreo întâlnire, aveți, vi se propune vreo întâlnire, primiți vreo veste, vă duceți pe undeva, aveți o întâlnire cu vreo haină de stat. Văd aici niște contracte, cu niște întâlniri importante cu oameni cu funcție sau cu niște persoane de afaceri, văd aici, cu care discutați, cu partenerul, poate veni și o declarație de dragoste sau veți face cunoștință cu cineva important. Pentru zodia Balanță, voi aveți o zi în care trebuie să faceți o schimbare, văd aici că aveți de-a face și cu justiția, chiar zodia Balanță. Aveți ceva de clarificat, poate legat și de o petrecere. Vă retreziți la viață, s-ar putea să aveți o petrecere. Cumva, aici, la unii trebuie să nu aveți și vreo petrecere de vreo comemorare, cum ar veni. Petreceți și cum ar veni la o mormântare. Poate fi la unii dintre voi, la alții poate să fie pur și simplu o retrezire la viață, care vine și datorită unei vindecări, poate că trebuie să vă reînnoiți, să zic așa, cum ar veni, începe o nouă etapă în viața voastră, o nouă lună care vine cu noi speranțe, cu niște petreceri. Ce sărbătoriți această nouă început de lună. Închideți un ciclu și începeți alt ciclu de lună nouă cu succes, dar pentru unii poate veni și o veste de un doliu, care poate ține și de un capitol care se încheie în viața voastră, poate și vă poate veni, vești poate legate și de o moștenire, în urma unui doliu, spre exemplu, pe cale legală, sau închideți o firmă, spre exemplu, cum ar fi și primiți drepturile care vi se cuvin. Petreceți faptul că s-a încheiat cu bine acest capitol din viața voastră. Pentru zodia Scorpion poate fi o zi puțin așa periculoasă, cu temeri mai mult aș putea să spun, pot fi și niște dușmănii, au legătură poate cu niște bani, cu niște drumuri, aveți de-a face drumurile voastre poate cu niște rivali care încearcă să vă pedepsească, aveți nevoie de o consolare pentru un drum, pentru o călătorie sau legat de sănătate, aveți voi o teamă, o frică.
Pentru zodia săgetător, voi aveți, vă învingeți niște temeri, niște frici, vă amintiți poate de copilărie, de tinerețe, aveți niște vise, vă poate aveți niște viziuni, aveți niște revelații chiar, o strategie a voastră cumva faceți, poate și vă reînnoiți energiile, cumva poate și prin un ritual de curățarea energiilor, văd aici că vă ajută acest lucru, vă curățați poate și energie și prin făcând mișcare, sport, vă învingeți niște temeri, sunteți creativi, sunteți foarte creativi, sunteți parcă vă însănătoșiți, văd aici că amintirile plăcute vă ajută să vă însănătoșiți sau revederea cu persoane dragi vă ajută să vă simțiți mai bine, vă dă forță, vă dă putere, vă dă energie, vă încărcați pozitiv, vă vin vești de daruri, poate chiar. Pentru zodia Capricorn, ascendent Capricorn, voi aveți niște întâlniri cu niște tineri, copii joacă un rol important, aveți și voi niște viziuni, niște revelații, niște discuții legate de bani, de drumuri, de câștiguri, de niște proiecte noi, poate că lucrați împreună cu niște tineri la niște proiecte, aveți niște prieteni care vă ajută. Pentru zodia vărsător, e o zi în care văd că pot veni niște noutăți pozitive, vine și vreun sprijin, vă curățați energiile, aveți vreo întâlnire cu vreun bărbat mai important, poate vreun sfătuitor, să zic așa, vreun profesor, vreun terapeut. Văd că e o zi în care puteți primi niște daruri, în care vă puteți reface forțele, energia, în care se calmează o situație, găsiți o soluție pentru a calma o situație, pentru a vă vindeca. Poate și făcând meditație, stând în singurătate, dar vă vine și sprijin, ajutor, bani, câștiguri. Iar pentru zodia Pești, ascendent Pești, poate fi o zi foarte frumoasă, o zi în care joacă un rol important familia, prietenii, vă odihniți, poate dormiți mai mult, văd că primiți bani, cadouri, aveți o zi foarte plină, aș putea să spun, o zi plină de succes, o zi plină de câștiguri, de noutăți, de vești, de cadouri, de îndrăgosteală, poate chiar. Deci poate fi o zi plină de dragoste, o zi plină de succes, de petrecere. Cam asta este ce văd ca și energie pentru ziua de miercuri, așadar, poate fi și ca și energie generală a zilei, este o zi în care prietenia joacă un rol important, familia, copiii, doamnele vor juca un rol foarte important aici, intuiția, descurcălea reală, aș putea să spun, că joacă un rol important, veți găsi soluții pentru a mai câștiga niște bani, pentru a fi mai prietenoși, mai înțelepți, poate veți afla secrete, secrete care țin și de a câștiga bani, pentru noi speranțe, noi proiecte, poate chiar legate și de dragoste, de prietenii, de familie, de copii. Este o zi așadar în care înțelepciunea va juca un rol foarte, foarte important. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, sper să aveți o zi minunată, binecuvântată pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!